Crima a fost comisă în ajun, dar a fost descoperită în a doua zi de Crăciun, când femeia a sunat din Franța, acolo unde se află la muncă, și a anunțat poliția că bărbatul nu răspundea la telefon. Femeia a intuit că este ceva în neregulă. La scurt timp, polițiștii aveau să descopere teribila crimă. Ne-am uitat pe acela. Au început să întunece, nu s-a mai observat. Unde era o roapă aici pusă, domadă. Și l-a descoperit poliția. Când am anunțat poliția, a descoperit ăștia la criminalistică. Am găsit cuvorul prin cu sânge sus. L-au omorât sau pe unde l-au fritărât, nu știu asta, și cu șosetele lui din picioare. Și de n-am dedus că e mort pe undeva. L-am căutat, nu l-am găsit. După aceea am anunțat poliția. Și au venit poliția, criminalistică, după care a găsit aici groapă și cu el mort aici. Trupul fără viață al victimei San Marin Lisandro a fost găsit îngropat în grădina casei. Cel care i-ar fi curmat viața este chiar nepotul său în vârstă de 19 ani, Robert Cătălin Vasilescu. Anchetatorii susțin că nepotul i-a dat bărbatului cu toporul în cap, apoi a făcut o groapă în curtea casei și și-a aruncat unchiul acolo. A chemat apoi un prieten căruia i-a promis o drujbă și un telefon mobil ca să-l ajute să șteargă urmele. Deocamdată avem date doar despre un, așa zis, tăinuitor sau favorizator, acesta fiind cel care l-ar fi ajutat să ascundă un covor plin de sânge și ar fi primit în schimb o drujbă și un telefon mobil de la suspect. Deci aici, în camera asta, nu știu, s-a găsit mult sânge aici. Uiteți dacă vedeți aici. S-au găsit ceva de ale mortului la acela acasă? Da, o drujbă, un telefon. Bărbatul care a primit bunurile a fost reținut pentru tăinuire. Polițiștii susțin că îl caută de câteva zile pe presupusul criminal, dar nici măcar nu au făcut publică fotografia lui. Mai mult, rudele spun că, cu excepția zilei în care s-au dus la cercetare, polițiștii nu au mai trecut pe acolo. Atunci, până acum, dumneavoastră, ați mai văzut că a mai venit poliția să ancheteze din ziua în care s-a petrecut treaba asta? Nu le-am mai văzut. Nu, n-am văzut poliția. Localnicilor le este frică să mai iasă din casă. Mi-e frică. Pe cuvântul meu, dar nu mi-e frică. Păi eu știu, vine și ne omoară iar de nou. Palți. Ne ia la râd. Toată lumea e înspăimântată. Dacă am ajuns să mergem pe drum să ne uităm și în pom, dacă... Mă duc folie, înainte la fată că e... Pentru o folie de pâine, el nemâncat, îți dă de moarte. Uite, e să dau la vite. Stau în colțul ăla, stau la câmp și îți dă cu cuțetul în spate. Da, da. Bărbatul ucis va fi înmormântat marți în comuna Rociu.